Celebra prezentatoare Alina Pușcaș se pregătește emoțional pentru nașterea celui de-al treilea copil. Se pare că este o fetiță lungană, e tot slăbuță, așa cum au fost și ei doi. Amândoi s-au născut la 2,8 kg, nu cred că o să depășească nici ea gramajul. Dar e bine, nu știu câte kilograme am luat, pentru că eu nu m-am cântărit niciodată în niciuna dintre sarcini. M-am cântărit întotdeauna în ziua în care am născut, pentru că m-a obligat doctorul înainte de a mă sui pe masa de operație. Dar chiar nu știu. Știu că la prima sarcină, în ultima zi, aveam 13 kg peste, la a doua 14 jumătate și acum sper că nu foarte multe. Spune, te rog, vei naște la un spital de stat sau la o clinică particulară? Nu, știi care e chestia? Dacă, acum am văzut destul de multe spitale de stat care sunt cu niște condiții foarte bune, dar eu mă duc după medic. Adică, din punctul meu de vedere, dacă el vrea să lucreze sau lucrează într-un spital de stat, mă duc după el, dacă e în privat, mă duc după el. Nu am făcut niciun fel de contract de imagine cu nicio clinică. Bineînțeles că și în clinica în care voi naște alături de doctorul meu voi plăti toate dările, adică nu, chiar nu vreau să am niciun fel de stres pe cap, să, nu știu, să fiu nevoită să spun, da, a fost bine sau a fost rău sau s-a ocupat de mine, nu știu cum, nu. Dar, într-adevăr, doctorul meu, pe care l-am urmat de atâția ani, este foarte bun și vreau să merg după el oriunde ar fi. Asta e clar. Vedeta este mândră de soțul său. E o fetiță și sper să... Mă rog, bineînțeles că tati ar fi vrut să fie și băiat, că adică și băiat. Da, de fapt, el mi-a și zis că ar fi vrut să fie gemeni, dacă se putea, ca să scăpăm de... Dar am zis, măi, stai un pic, că vorba aceea, noi acum începem treaba realmente. Într-adevăr, ne-a fost greu, fiind atât de mici, să-i luăm după noi mereu. Dar cumva ne-am descurcat. Și cu ajutor și noi doi, e bine, noroc că m-a ținut pe mine, să zic, puterea și energia, pentru că, cum să zic, mi-era puțin teamă pentru că Mihai, mă rog, el acum are 45, eu 35, e o diferență de 10 ani, ceea ce e foarte binevenită, mă gândeam că poate o să ajungă cumva să se plafoneze chestia asta cu grija de copii, poate se implică mai mult pe partea profesională și mai puțin aici, pentru că poate e prea mare haos, poate urlă prea mult copii, sunt prea agitați, dar se pare că am reușit amândoi să ne mobilizăm. V-ați gândit la un nume? Nu, aștept idei, propuneri, nu știu, îmi dai tu sugestii, nu știu, nu reușesc să găsesc. Și cu Melissa ne-am hotărât efectiv la numele ei, exact când a venit doamna de la neonatologie și ne-a zis, știți, trebuie să punem pe banderola aceea de pe mânuță, trebuie să punem un nume. A, da, știu. Și ce, păi, hotărâți-o. Păi, da, n-a venit încă tatăl, că s-a dus să ia scoica. Ce, păi, da, știți că vreți să-l pierdeți? Nu, doamne, cum? Puneți acolo Alina, așa, și vedem după aia. E, și ne-am hotărât, practic, după ce s-a născut copilul în prima zi. Așa că nu știu, o să facem un casting. Într-adevăr, mi-e cam greu să zic fetița, adică, na, doamne, iartă-mă, dar... Nu știu, chiar n-am idee. În răstimpul rămas până la marele eveniment, își face timp pentru călătorii peste hotare. La Monte Carlo a fost special pentru cursa din Marele Circ. Îl pregătim pe Alex pentru Formula 1, nu? Normal, păi de asta ne-am dus în recunoaștere săptămâna trecută la Formula 1. Am văzut că i-a plăcut foarte mult, a recunoscut mașinuțe pe stradă, a fost foarte entuziasmat și am zis hai să facem primul lucru pe care îl știm și noi așa în România. Puștiul Alinei dă semne clare că are o slăbiciune pentru mașini. Prima oară când s-a suit la volanul unei mașini de copii, evident, electrică, a fost pe la... nu știu dacă făcuse 2 ani. Sunt acele mașinuțe clasice electrice care, teoretic, poți să le ghidezi tu dintr-o telecomandă sau să conducă el. Și nu am avut nevoie de telecomandă, am înțeles foarte repede stânga, dreapta, înainte, față, spate, știe să schimbe viteze...
Și mi-am dat seama că are, într-adevăr, o pasiune pentru automobilism, dacă pot să spun deja asta. Urmează să ia cheile tăticului de la mașină, nu? Mai da, în drum spre karting, exact asta mi-a spus. Înainte să ne întâlnim noi, mi-a spus, mami, știi ce m-am gândit? Ce mi-a zis, ce? Mai cresc puțin și după aia o să fur cheile de la mașină de la...